O delegație a Consiliului Județean Bistrița Năsăud s-a aflat zilele acestea în capitala provinciei Hunan pentru a semna acordul de înfrățire între județul Bistrița Năsăud și provincia din Republica Populară Chineză. Președintele Consiliului Județean Bistrița Năsăud, Emil Radu Moldovan, și guvernatorul provinciei Hunan au semnat vineri acordul de înfrățire între guvernul provinciei Hunan din Republica Populară Chineză și județul Bistrița Năsăud, scrie portalul Vocea Transilvaniei. Programul vizitei a conținut și o conferință de promovare economică organizată de guvernul provinciei Hunan, la care a participat delegația Consiliului Județean, oameni de afaceri din județul Bistrița Năsăud, desemnați de Camera de Comerț și Industrie și peste 30 de reprezentanți ai unora dintre cele mai mari companii din provincia chineză, unele dintre ele lideri naționali sau mondiali pe diferite sectoare de activitate. Pentru a marca evenimentul, s-a plantat un pom ca simbol al prieteniei între județul Bistrița Năsăud și provincia Hunan, între China și România. Provincia Hunan este situată în sudul Chinei, are o suprafață de 211.800 km² și are aproximativ 73.000 de locuitori. Provincia este lider în ceea ce privește inovația tehnologică, cu peste 100 de universități și una dintre cele mai dezvoltate regiuni ale Chinei.